Înțelegem toate fetele. Deci nu pot să zic acum, bine, mai sunt mici discuții, mi-ai luat creionul, dermatograf, ce știu, mai pus la loc, pudra. Dar în rest chiar ne înțelegem, mâncăm împreună, deci nu... La început, ai spus tu, e la început. Mai încolo, când o să vină un băiat să-i placă de două fete și nu o să știe să aleagă și fetele nu o să aibă caracter, o să se certe una cu alta. Fetele sunt mai rele ca noi, băieții. Depinde și de fete, depinde de băieți. Acum te vezi măritată dacă tot ai stat de vorbă cu toți? Păi nu știu, nu pot să-mi pronunț. Zâmbește ceva. Așa, în mare, cum? 30%. Nu? Păi măritată mă văd, cu cine nu știu. Nu știu. Nu pot să zic că eu măritată mă văd normal, fiindcă și acasă stau, gătesc, stau singură, deci nu pot să zic că ies în continuu, mă distrez, vai, nu știu ce. Deci mai mult casnic. Da. Păi și nu ai vrea să ieși, să te distrezi? Ba, îmi și place să mă distrez, doar că mai mult m-am distrat la vârsta mea, deja m-am săturat, știi? La 24 te-ai săturat? Da. Părinții mei sunt foarte deschiși, sunt singur la părinți și m-au lăsat oriunde am vrut eu. Dar și după mă și viață. Da, dacă știu să te distrezi cu soțul tău, da, există distrache la orice vârstă. Iar eu zic că cum ar veni măritatul ăsta, e o simplă foaie, sincer. Da, vreau o foaie te ține. Deja când stai cu un băiat, vă cunoașteți unul pe altul, vă treziți unul în altul și nu vă displace să stați împreună, deja e cum ați... E deja căsătorit, nu faceți mâncare, mergeți la lucru. Uite, știu, ne-a dat nouă ca băieți de asta. Da, contează vârsta la tine? Nu mă supăr. Contează vârsta? E 3 ani dacă îmi dai pierde vârsta. Da. Raluca, zis că contează vârsta? Corect. Nu m-a spus că nu. Nu contează foarte mult vârsta. Cum am spus, de exemplu, poate fi un băiat la 22 de ani să fie mai matur ca altul la 25. Când faci dragoste, nu faci cu buletinele pe masă. Corect? Am dreptate, Raluca? Am scos și certificatul. Pașaportul, tot. Contează greutățile care le-ai avut. Contează asta. De exemplu, uite tu, dacă stai acolo, poate băiatul vine la tine acolo. Vine pe tine, că ai anumiți prieteni acolo. Ție o să-ți fie mai greu să vii. Așa, nu țin neapărat. Mie e să vorbesc cu familia mea telefon, cum sunt singură la părinți, îți dai seama că foarte departe de ei. Și da, singur am stat, deci m-am obișnuit să stau așa fără să-i văd. Doar că vorbeam la telefon și aici acum nu pot să vorbești, deci dacă ar fi să mă mut în alt oraș sau județ, n-aș avea treabă. În moment ce vorbesc la telefon, o liniștesc pe maică-mea că bine. Ai râs că am plăsit maică-mea. Nu, mie îmi place pe cuvânt. Da. Nu. Dacă ea stă cu chirie, îți dai seama, nu. Mie îmi place să facem împreună, de exemplu. Împreună să... Normal, să nu ia să discutăm. Da, de exemplu, dacă el are ambiție, eu am ambiție, împreună ne putem face foarte bine. Așa orice. Trebuie să aibă la ceva și eu. După aia, dacă mi-a făcut gata, parcă nici nu are farme. Dacă vine băiatul fără nimic. Nu treci prin... Păi aia ce am. Eu am familia care o iubesc maxim și în rest nimica. Și o casă la țară. Măcar să fie așa toată lumea. Toate se construiesc împreună. Normal. Normal, că știi că ai lucrat pentru... Da. Nu, dar nici o fată din casă nu e genul. Nu, acum bine, nu știu. Nu, pe bune și chiar nu par. Ar fi bine, știi, să fim noi așa. E greu de crezut, dar nu știu. Să fim atât de norocoși noi? Eu zic că da. Deci chiar total schimbate fetele din sezonul ăsta ca celelalte. Nu știu, ar fi chiar... Eu fi zis la intrare, spuneți așa că... Da. Nu, deci chiar ne înțelegem toate și... Au fost. Fete ok, gătesc, fac curățenie... Dar toate vor stabilitate, nu? Depinde, mă. Vor o siguranță. Cristian are 18 ani, îți dai seama. Și noi toți. Ce fată vrea? Cristian ar fi mai decisă dintre toate, sincer. Și noi toți vrea. Deci chiar vrea ceva serios și... E bine atunci. Abia vorba despre altceva, mă, zice, stabilitate. Toți vrem o relație stabilă. Nu, mă, toată lumea, mă întreba de fete. Și ele și noi. Depinde, adică să aibă un sprijin, te referi. Exact. Normal, mă, nu. Dar oricărei fete îi place să aibă un sprijin, îți dai seama. Dacă nu, nu moral, măcar fizic, dacă sunt nu fizic, zile când nu fizic, poți să-i oferi sprijin. Nu știu, o îmbrățișare, un gând bun. Îți plac băieții geloși? Poftim? Băieții geloși îți plac? Eu sunt foarte geloasă. Așa. Îmi plac băieții geloși. Așa trebuie. E bine, Bă, dar cum nimeni nimeni aici? Băi, două ceri, bă, chestia. Mamă, bă, două ceri, mă spargă la asta. Dar apoi... Stai de face.
tare așa dulce și drăguță la început, dar... Dar zgârii rău. Cu nu știu. Ies cornițele de la Capricorn. Capricorn, bebe. Foarte încăpățânați. În moment ce nu-mi dai motive, nu. Dar dacă îmi dai motive, când doar nu-s nebună... Să... Da, normal, îți dai seama cum am să... Mă, îmi place să fiu în centru atenției față de iubitul meu, de exemplu. Să-mi acord de mine multă atenție. De exemplu, să nu merg la alta, vrei să fiu ceva și să stau lângă el pe ăsta. Păi da, mă, dar scuze-mă, ar putea cineva să nu facă asta? Păi ar putea, da. Nu știu, poate așa e întâlnit, da. Da, se poate. La început toți fac așa. Depinde. Și toate. Depinde. Vorba de mai târziu. Ce se va întâmpla. Păi da, cum am spus, la început nu prea pun accentul și poate asta e greșeala mea, că-s mai rece și mai indiferentă și apoi pun suflet și... Doare foarte mult indiferența, să știi. Știu. Poți să pierzi. Dar nu pot să fiu ăla. Poți să pierzi sau poți să câștigi mai mult. Dar tu să fii cum ești tu. Pe unii apropie, pe unii... Poți să pierzi în viață. Asta te face să lupți mai mult, cred eu, în viziunea mea. Cu cât e mai rece, te face mai tare. Îl tragă mai rău spre tine când ești rece așa și... Bă, are ceva, trebuie să ia să văd să... Bine. Sau poate ai de pierdut, că crede că... Păi e bine și de-o asta zic. Nu, poate nu-i place la fată, poate... Păi până nu-i zici, nu se astâmpără. Băi, băiatule, stai cu minte, că n-ai dat seama niciodată. Așa e, mă, vezi?